Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prețul fericirii, episodul 97. Când Ender ajunge la Hasan Ali, acesta îi spune că Shahika nu a fost la el. Ender o sună, dar mai târziu descoperă că telefonul ei era acasă și după ce o așteaptă o vreme la Hasan Ali, se întoarce acasă. Ea și Kaner se întreabă dacă nu cumva Shahika a făcut o înțelegere cu el în legătură cu acțiunile și a plecat din oraș. Dimineața, când îl sună pe Kaya și află că nu este la el, încep să se teamă că Hasan Ali a ucis-o și că ei urmează. Kaner spune poliției de dispariția ei, în timp ce Ender merge din nou la Hasan Ali și îi spune suspiciunile ei. Hasan Ali o lasă să verifice înregistrările camerei de supraveghere, bineînțeles după ce le-a schimbat cu altele. Feride găsește colierul lui Shahika în casa lui Hasan Ali și le spune lui Kagatai și lui Ildiz că cei doi au o aventură. Știind-o pe Shahika, Ildiz se gândește că este posibil să fie adevărat și îi spune lui Ender. Când află despre colier, Ender este și mai sigură că Hasan Ali a ucis-o pe Shahika și îl confruntă în fața familiei lui. Hasan Ali neagă vehement, iar ceilalți nu știu ce să creadă. Când Ender se întoarce acasă, primește un mesaj video cu Mahmut aruncând-o pe Shahika în mare. Imediat după mesaj, apare și Shahika. Ildiz vrea să îi cupăleze pe Kansu și Emir. Kansu se întâlnește cu Emir și insinuează că Kagatai o înșeală pe Ildiz. Emir și Kaner vor să afle dacă este adevărat înainte de a-i spune prietenei lor. Kansu îl folosește și pe Mahmut, care o place, iar lui îi spune că Ildiz nu este o noră demnă de Hasan Ali. Pe de altă parte, îl manipulează pe Hasan Ali să o angajeze în departamentul unde lucrează Kagatai. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.